Cuvânt al Sfântului Evaghlie despre mărirea deșartă. Mărirea deșartă este o patimă fără îndreptățire și în tot lucrul bun se amestecă și îl face pe el de nesuferit, că precum strugurele căzând de pe viță pe pământ putrezește de grabă, așa și fapta bună pierde din cauza slavei deșarte. Creștinul sau călugărul cel cu slavă deșartă este ca un lucrător fără de plată. Ostenială face, dar plată nu ia. Vasul cel crăpat nu ține ceea ce se toarnă în trânsul. Așa și slava deșartă pierde plata cea adevărată a faptelor bune. Înfrânarea însoțită de mândrie este ca fumul cuptorului care se risipește în văzduh și a cărui urmă o pierde vântul. Așa și milostenia și înfrânarea omului mândria pe toate le pierde. Precum o aruncătură a pietrei nu ajunge la cer, așa și rugăciunea celui care vrea să placă oamenilor nu se va sui la Dumnezeu. Omul cel cu minte păzește comoara, precum și călugărul înțelept își păzește ostenelile faptelor bune. La loc larg și în văzul tuturor poruncește mărirea cea deșartă a se ruga, iar cel ce se păzește pe sine se roagă lui Dumnezeu în cămara sa. Omul cel nebun își arată bogăția sa și scornește pe mulți ca să cugete la ea. Dar tu să-ți păzești bogăția, pentru că ești în calea tâlharilor până ce vei intra în cetate, și cu pază să o păzești pe ea în viața aceasta trecătoare, știind sfârșitul ei și că vine așezarea cetății veacului ce va să fie. Fapta bună făcută cu mărire deșartă este ca jertfa unui miel cu beteșug și nu va fi primită în jertfelnicul Domnului. În zilele postirii să nu arăți oamenilor înfrânarea ta, ca Tatăl, văzându-te pe tine în taină, să-ți dea ție plată la arătare.